Din cauza situației grele pe care o aveau creștinii din Constantinopol, după cucerirea otomană din 1453, numeroși patriarhi din străvechiul oraș au ajuns în țările române, în special pentru a solicita ajutoare materiale. Primul patriarh ecumenic venit a fost Sfântul Nifon, între anii 1503-1505, chemat de domnitorul Radu cel Mare pentru a reorganiza biserica din țara românească. A trecut însă din această viață la mănăstirea Dionisiu din muntele Athos, acolo unde s-a retras. În secolul al XVI-lea, printre ierarhii care au ajuns pe teritoriul de azi al țării noastre, s-a aflat și patriarhul Ioachim, care a trecut din această viață pe când se afla la Târgoviște. Un alt patriarh de Constantinopol, Teolipt I, a târnosit mănăstirea Argeșului la 15 august 1517. De asemenea, el a participat și la canonizarea patriarhului Nifon. Și alți ierarhi greci aflați sub jurisdicția Patriarhiei Ecumenice au călătorit în același secol în țările române. Între ei s-a aflat și Dionisie Rali Paleologul, al Târnovei, sfetnic apropiat al voievodului Mihai Viteazul. Domnitorul l-a numit chiar locțiitor al scaunului mitropolitan al Moldovei, în perioada mai-septembrie 1600. În prima jumătate a secolului al XVII-lea, cele mai strânse legături le-au avut românii cu ierarhul Kiril Lucaris. Acesta a vizitat țările noastre ca ieromonah și apoi ca patriarh de Alexandria. A fost apoi numit patriarh ecumenic de 6 ori, în anul 1638 fiind ucis din ordinul sultanului. Patriarhul ecumenic Partenie I, cel bătrân și sinodul său au oferit domnitorului Vasile Lupu moaștele cuvioasei Parascheva, care fusese păstrate până atunci în biserica Sfântul Gheorghe din Fanar. Mai mult, domnitorul moldovean a achitat toate datoriile care se adunaseră la Patriarhia ecumenică în timpul păstoririi lui Partenie I, cel bătrân, și Partenie al II-lea, cel tânăr. În Moldova a venit și Atanasie Patelarios, cel care va păstori pentru doar 15 zile în scaunul patriarhal de la Constantinopol. Pentru o bună bucată de timp însă, acesta a trăit la mănăstirea Sfântul Nicolae din Galați. Sprijinitorii ai ierarhilor care aparțineau de Patriarhia de Constantinopol s-au dovedit a fi mai ales domnitorii români Șerban Cantacuzino și Constantin Brâncoveanu. Acesta, din urmă, a refăcut chiar din temelii Biserica Sfântul Nicolae din cartierul Galata, la rugămintea Patriarhului Calinic al II-lea. În secolul al XVIII-lea, vizitele capilor bisericii constantinopolitane se răresc. Aceasta deoarece marea putere de la răsărit, Rusia, este cea care oferă din ce în ce mai des ajutoare creștinilor din răsărit. Chiar și așa, la 10 octombrie 1776, Patriarhul Sofronie al II-lea acorda mitropolitului țării românești, Grigorie al II-lea, și urmașilor săi în scaun, titlul onorific de locțiitor al scaunului din Cezareea Capadociei. O constantă rămâne în aceeași perioadă tipărirea de cărți bisericești la București și Iași, care au cunoscut o largă difuzare în comunitățile creștine din Imperiul Otoman. La 1850 se cunoaște că mitropolitul neofit al țării românești acorda încă ajutoare Patriarhiei de Constantinopol pentru susținerea unor bursieri și a unor școli grecești. În a doua jumătate a secolului al XIX-lea, relațiile cu Patriarhia au fost mai tensionate. Din cauza secularizării averilor mănăstirești închinate locurilor sfinte și a proclamării unilaterale a autocefaliei Bisericii Românești. Abia după îndelungate demersuri, Patriarhul Ecumenic Ioachim al IV-lea și sinodul său au recunoscut canonic autocefalia bisericii noastre, prin tomosul din 25 aprilie 1885. În prima jumătate a secolului al XX-lea, legăturile cu Patriarhia Ecumenică au fost reluate în mod deplin.
preotul Grigore Pișculescu, mai cunoscut cu numele de Gala Galaction, este una dintre personalitățile cele mai de seamă ale culturii românești din prima jumătate a secolului al XX-lea. Pe lângă activitatea ca profesor de teologie sau cea de cunoscut scriitor, se remarcă și contribuția sa la traducerea Sfintei Scripturi. La această realizare a fost ajutat și de cunoașterea profundă a textului biblic, exersată și în deceniile de profesorat la catedrele de Noul și Vechiul Testament de la facultățile de teologie din Chișinău și București. De altfel, în perioada când a fost profesor la Chișinău, Gala Galaction a realizat împreună cu preotul profesor Vasile Radu, cadru didactic la aceeași instituție de învățământ, o nouă traducere a Bibliei în limba română. Cei doi au făcut acest lucru pe parcursul a mai mulți ani, în perioada 1928-1934. Rodul muncii a fost concretizat în apariția Bibliei de la București din 1936, tipărită cu binecuvântarea Sfântului Sinod în timpul patriarhului Miron Crista. S-a folosit textul original grecesc al Septuagintei, la această realizare participând și mitropolitul Nicodim Munteanu. În 1944 este tipărită din nou Sfânta Scriptură cu binecuvântarea Sfântului Sinod, socotită a doua ediție după cea din 1936. Și la această Biblie, apărută în timpul patriarhului Nicodim Munteanu, 28 de cărți au fost traduse de preoții Grigore Pișculescu și Vasile Radu. Următoarele ediții ale Sfintei Scripturi, editate de Institutul Biblic și de Misiune Ortodoxă al Bisericii Ortodoxe Române, din a doua jumătate a secolului al XX-lea, vor fi de asemenea tributare importantelor traduceri ale lui Gala Galaction. Sub numele de Frățimea Nașterea lui Hristos din Chișinău a funcționat Societatea Misionară a Clerului Basarabean. Înființată la 28 decembrie 1899, sub auspiciile sale au apărut foi volante și cărticele, cuprinzând cuvinte de învățătură creștin-ortodoxă. Acestea erau tipărite în limba română, dar și rusă. Responsabil pentru aparițiile în limba română, care erau foarte căutate, au fost preoții Constantin Popovici și Mihail Ceachir. În decembrie 1907, societatea a obținut permisiunea de a publica și o revistă în limba română, având caracter religios-moral, cu numele de Luminătorul. Frățimea Nașterea lui Hristos și-a prelungit activitatea și după Marea Unire. Accentul principal al activităților a continuat să fie însă unul misionar. Pe lângă biserici și școli au fost deschise librării, care aveau cărți la prețuri reduse sau chiar gratuite. Ca anexă la revista Luminătorul, societatea a publicat în fiecare lună pagini misionare și a difuzat foi și broșuri care aveau caracter apologetic.